Numele meu este Daniel Nițu, sunt lector în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și pseudo-avocat în Baroul Cluj. Îmi place să zic pseudo-avocat, deoarece timpul din facultate îmi permite să practic avocatura mai degrabă ca un hobby, încercând să nu pierd contactul cu practica judiciară și să nu devin prea abstract, abscons, etc. În primul rând îmi revine greaua sarcină să continui seria prezentărilor după Georgiana, care chiar mi-a plăcut în mod deosebit prezentarea ei. Va fi greu să țin pasul cu ea. Mai mult, am ghinionul să fiu chiar înainte de prânz, așa că pe final sunt convins că toată lumea deja va avea în vedere alte aspecte, nu cele de drept penal material. Va trebui să încercăm puțin, să mergem puțin mai accelerat pentru a ne încadra în timp. Știu că de obicei cu masa sunt un pic mai stricte regulile decât cu cafelele, dar o să vă rog chiar să, când se apropie timpul, să-mi faceți un semn și o tai, reușesc eu cumva să mă încadrez. Bun, în primul rând, marele avantaj este că o parte din aspectele pe care doream să vi le prezint deja au fost anticipate sau chiar discutate înainte, așa că sper că tranziția va fi mai ușoară. Poate cu două ori trei chestiuni nu sunt obligatoriu de acord sau cred că ar trebui puțin punctate în mod deosebit. În rest, o mare parte deja au fost acoperite. La ce m-am referit prin acest titlu, mini-titlu al conferinței, așa nume, sintagma, aceeași cauză pe care o găsim în considerentele printre rânduri ale deciziei, ale celebrei decizii ale Curții Constituționale privind aplicarea globală, precum și în considerentele mai multor decizii pronunțate pentru soluționarea la chestiuni de drept, voi spune prescurtat HP-uri, hotărâri prealabile de către Înalta Curte, secție penală. Am zis studiul de caz, liberarea condiționată și reabilitarea, dar vom diseca poate și alte chestiuni. Pe liberare condiționată și pe reabilitare, în schimb, vom insista în mod deosebit, deoarece am primit întrebări din teritoriu. Ideea acestei prezentări mi-a apărut inițial undeva în februarie 2016, tot aici, într-un alt proiect, când am primit mai multe întrebări din public și apoi pe mail de la mai mulți participanți, în special de la Curtea de Apel Brașov și Tribunalul Brașov, care aveau foarte multe probleme pe execuțională în materia aplicării în timp a legii penale mai favorabilă, după decizia Curții Constituționale. Și atunci am avansat niște idei, m-am bucurat să văd că erau împărtășite deoparte din auditoriu. Ba mai mult, jurisprudența în alte curți în continuare pare să meargă spre această interpretare pe care sper să reușesc să vă o împărtășesc astăzi. În primul rând, din punct de vedere temporal, elementul fundamental pe o axă a timpului este decizia Curții Constituționale. Nu mai are sens acum să o criticăm, bună, rea, vă dați seama care este probabil din tonul vocii mele opinia în raport de ea. Mi se pare că este pe locul 2 la topul deciziilor curții. Pe locul 3 este cea cu infracțiunea continuată recentă, pe care au distrus-o, dar trecem peste. Pe locul 1 este o decizie mai puțin cunoscută de prin 2008-2009, în care practic au spus că e neconstituțional textul din contravențional în care se cere acordul contravenientului pentru a presta muncă neremunerată în folosul comunității. Deci se poate și fără acord, tocmai au legiferat că e constituțional munca forțată, trecând de toate convențiile internaționale, deci aia continuă să fie pe locul întâi în top. Pe locul 2 vine această decizie cu aplicarea globală. Bunărea, asta este, trebuie să o respectăm. Vedem cum putem să ținem seama de ea, că într-adevăr este o decizie publicată. În primul rând, strict pe baza hotărârii curții, dacă vă veți reuita puțin peste considerente, și am și trecut în paranteză, sub paragrafele 25 și 26, se fac referiri la, în doctrină, în literatură specialitate, fără niciun fel de citat. Motivul este simplu. Doctrina noastră este discordantă, știți cum e, doi juriști, trei opinii, în doctrină sunt doi juriști, cinci opinii, dar pe această aplicare în timp a legii penale, cam tot, începând din 1936, fundamenta, indiferent că era școala de la Iași cu profesorul Buzia, școala de la București cu profesorul Dongoros și apoi cu profesorul Bulai în perioada aceea, școala de la Cluj din 23 cu Traian Pop, toată lumea mergea pe aplicare pe instituții autonome. Deci, în doctrină s-a spus că asta erau niște citate care nu apăreau, fiindcă nu existau autori care într-adevăr să susțină aceasta. Erau câteva hotărâri, de asemenea, printre rânduri ale Curții Europene de la Strasburg, scoase din context, dar până la urmă ne interesează dispozitivul, îl găsiți cu bold, îl știm cu toții, asta este.
Momentul publicării, 20 mai 2014, din acest moment, efectele pentru viitor. Anterior, deja în alta curte, apucase să se pronunțe în două HP-uri. Primul, mi se pare, în slide-urile pe care le-am dat, cred că era o greșeală, am scris HP1 pe 2014 inițial, este HP2 pe 2014, primul cred că era cu articolul 6 din codul penal nou. 2 pe 2014 este cu prescripția, a apucat în alta curte să spună, în completul pentru dezlegare unor chestiuni de drept, prescripția este o instituție autonomă, cu alte cuvinte, într-o primă etapă, se va selecta legea penală mai favorabilă pe pedepse, noul cod, codul anterior, etc., iar apoi, în a doua etapă, se va verifica incidența prescripției. Negru pe alb, era foarte probabil să luăm pedeapsa din noul cod, într-adevăr, pedepsele scad, conform la cele mai multe infracțiuni speciale contra patrimoniului, iar apoi prescripția să o luăm, probabil, de pe codul vechi. Ne interesa prescripția specială, cel puțin până în 2012, când a intervenit legea 63 pe 2012. Curtea Constituțională atinge aceste concluzii și le neutralizează în considerentele deciziei 265, spunând că în alta curte, prin interpretarea dată, conferă codului penal valențe neconstituționale. Mai mult merge mai departe și clarifică și ne spune, de la momentul publicării monitor a deciziei Curții Constituționale, își încetează pentru viitor, nu spune pentru viitor, dar pentru viitor ar trebui să fie, și încetează efectele deciziei 2 pe 2014. Deci a vrut, sigur, curtea să tranșeze orice probleme. Făcând legătura și cu prezentarea anterioară, practic este încă una dintre ipotezele de conflict între curte, între cele două instanțe principale. După insulta și calomnia din 2007, 1-0 pentru Curtea Constituțională, a urmat din nou acest mini-conflict, la fel soluționat în favoarea curții, o să vedem și de ce. Urmează medierea, în care din nou Curtea Constituțională a venit și a dat o altă soluție. Acolo, părerea mea, bună, deci acolo sunt chiar de acord cu Curtea Constituțională. Mai urmează apoi cu tractorul forestier, o altă mare problemă care ne macină sistemul cu tractorul forestier. În loc să intervine cineva să scrie două rânduri într-o ordonanță, noi avem, mă rog, da, trecem peste discuții. Ei, la fel, același trend, Curtea Constituțională vine și ne spune clar, ne dă, fără să lase loc de discuții, ne spune și care sunt consecințele pentru viitor și încetează efectele deciziei, etc. Plecând de la această decizie 265 și raportul ei cu decizia 2 pe 2014, s-a pus următoarea problemă. A atins-o puțin și Georgiana, așa nume, dacă s-ar putea să se dea incidență deciziei HP 2 pe 2014 într-un concurs de legi în timp. Care era ideea? Pentru o infracțiune evident comisă sub imperiul codului anterior, dacă s-ar putea să funcționeze doar prescripția, fiindcă doar în raport de prescripție a spus negru pe alb în alta curte că este instituție autonomă, deci nu știu și eu concursul sau recidiva, deci doar prescripția negru pe alb a apucat să spună, dacă ar putea în continuare să funcționeze acest HP2 pe 2014, chiar după momentul publicării deciziei 265 a curții, pe principiul legii penale mai favorabile. Aici au fost două, între mai multe instanțe care au sesizat Curtea Constituțională. Sunt dosare finalizate, dar nu o să intru în foarte multe detalii. Într-un dosar în care am intrat împreună cu colegii mei și eu, este completul de 5 judecători care a făcut sesizarea. La acel complet n-aveam dubii că nu se va merge pe interpret. Într-adevăr, erau complete în alta curte care mergeau constant pe hotărârea 2 pe 2014 în continuare. La acel complet n-am avut niciun fel de dubiu că nu va merge pe acea interpretare anterioară și atunci am solicitat sesizarea curții și a fost sesizat în alta curte completul HP. Între timp pornise o altă întrebare de la Curtea de Apel Mureș, de la doamna judecător Vasiescu, dacă nu mă înșală memoria. Acolo era chiar din oficiu întrebarea și era exact această chestiune, dacă s-ar putea strict pe acest HP și strict pe prescripție să intre într-un concurs de legi în timp, în care, practic, interpretarea în alta curte, în acel HP2, să fie considerată lege penală mai favorabilă. Discuția, aici trebuie să vă spun că și noi am privit-o inițial, din punct de vedere doctrinar, cu rezerve, fiindcă pe
o comparație similară pe recursuri în interesul legii, am și scris în anumite cursuri că nu va putea intra într-un concurs de lege în timp, fiindcă discuția pleacă de la probleme de drept tratate neunitar în practica judiciară. Cu alte cuvinte, este previzibil pentru inculpat că ar putea să fie interpretarea A sau B, așa că el știe la ce se expune. Având în vedere însă rațiunea care stă în spatele HP-urilor și care de regulă nu stă într-o practică neunitară, ci într-o problemă de drept discutabilă, credem că ar fi putut să intre într-o astfel de aplicare în timp a legii penale mai favorabile. Discuția își pierde interesul, fiindcă a apărut acest HP 21 pe 2014, în care în alta curte și-a asumat să spună nu, am greșit, nu avem dreptate, nu va fi o discuție de pe lege în timp, va fi tot timpul decizia Curții Constituționale. Cu toată interpretarea dură, brutală, poate, mă rog, vorbesc plastic, care evident creează o situație defavorabilă inculpatului, nu se va activa un concurs de legi în timp. Asta a fost un moment, să zic așa, poate crucial, în care toți partizanii, fanii aplicării pe instituția autonome au fost descumpăniți. Am participat la un set de conferințe, în special pe zona barourilor din Transilvania, Bistrița, Sălaj, Cluj, în perioada aceea, și discuțiile erau deja finalizate. Toată lumea era, se calmaseră, deja va fi codul vechi sau codul nou, totul sau nimic. Chiar dacă pentru client, ca avocat, va fi o situație defavorabilă, pentru tine, ca avocat, era un pic mai ușor, fiindcă deja știai măcar pe ce te orientezi, era puțin mai ușoară de făcut discuția juridică. Cine, în schimb, nu a abandonat analiza, au fost magistrații și, în principal, judecătorii, deși am văzut discuții pe prescripție în sală, chiar de la procurori și chiar de la procuror DNA, în mod surprinzător, care au pus concluzii pe prescripție văzând un concurs de lege în timp în continuare. Cum s-a ajuns această problemă? În primul rând, și asta vă pot spune din experiența personală, când s-a redactat codul penal și legea de punere în aplicare a codului penal, absolut toți membrii Comisiei de Cod, care s-au sperindat în timp, mai ales la Comisia de Cod Penal, la Comisia de Legi de Punere în Aplicare a fost aceeași, unanim, fără discuții, au avut aceeași opinie că legea penală mai favorabilă va fi pe instituții autonome. Plecând de aici, au fost inserate câteva elemente de control în legea de punere în aplicare a codului penal. Unele elemente tranzitorii care restricționează legea penală mai favorabilă. Câteva poate sunt excesive și, din păcate, apoi Curtea Constituțională nu le-a cenzurat, unele pe care și la acest moment le susțin în continuare, sub rezerva că n-ar fi apărut decizia 265. Și fac aici referire la articolul 10 din legea de punere în aplicare, care spune clar, dacă se comite o infracțiune după intrarea în vigoare a codului, sistemul sancționator al pluralității de infracțiuni, mă rog, forma pluralității și sistemul sancționator, dar sistemul sancționator ne interesează, merge pe codul nou. Care a fost rațiunea la acest text? A fost să evităm ca în 2027 toamna, când îl avem dedus judecății pe unul cu un cazier de 60 de pagini și cu un concurs de 50 de infracțiuni, să spună, știți, mai am încă o infracțiune din ianuarie 2014, care, surprinzător, nu-i prescrisă, sau dacă e prescrisă, vedem cum facem să nu fie prescrisă. Uitați cauza Tarico, apropo, ca să facem legătura și cu Tarico. Și atunci, odată ce ai comis o infracțiune pe noul cod, știi deja, fiindcă nimeni nu poate invoca oare drept penal, că te supui pentru pluralitate acestui tratament sancționator. Ei, plecând de la acest articol 10, care v-am spus, el avea ca premisă sistemul sancționator merge pe codul nou, dar nimica nu împiedică ca celelalte instituții autonome să funcționeze pe legea penală mai favorabilă, s-au ajuns la câteva incongruențe. Anume, în ipoteza în care am o infracțiune comisă pe codul din 69, o infracțiune comisă pe codul nou, automat pentru infracțiunea de pe codul nou, merg cu pedepsele din codul nou, cu concursul merg pe codul nou și respectând decizia Curții Constituționale că într-o cauză albă sau neagră, un cod sau alt cod, și pentru noua infracțiune voi merge cu sistemul din noul cod penal,
ca urmare a articolului 10 și a deciziei conjugate 265 a Curții Constituționale. Cu alte cuvinte, negru pe alb, articolul 10 ar ajunge să nege aplicarea principiului legii penale mai favorabile pentru prima infracțiune. Bun. Care a fost reacția în avocatură? Primul pas a fost să încercăm să asasinăm, în ghilimele, articolul 10 din legea de punere în aplicare a codului penal. Și au fost mai multe, ăsta e articolul 10, îl știm cu toții, au fost mai multe sesizări pe rolul Curții Constituționale. Le iau pe rând, inutil să spun că și la această oră articolul 10 continuă să reziste acestui adevărat asediu. O primă sesizare, respinsă ca inadmisibilă, fiindcă nu avea legătură cu fondul, într-adevăr, judecătoria Arad și motivează în paragraful 6, evident, opinia judecătoriei Arad este că ar trebui să funcționeze principiul legii penale mai favorabile pentru infracțiunea comisă sub codul anterior. Și spune, legea penală se apreciază pentru fiecare infracțiune, iar decizia curții trebuie să cunoască o limitare. Atât lansează instanța de care se sesizează curtea, dar vedeți, finuț politicov deja merge spre o direcție. Avem o altă decizie, 822, respinsă tot pe inadmisibilitate, dar în care în considerente se fac deja câteva explicații, sau câteva explicații chiar de către Curtea Constituțională. Judecătoria Suceava, instanța care sesizează curtea, ce ne spune? Dacă în structură apar fapte anterior intrării în vigoare a noului cod, pentru acestea se va proceda la stabilirea legii penale mai favorabile, iar apoi, pentru concurs, se va merge pe noul cod. Se distanțează de ceea ce ne spune curtea în decizia 265. Iar aici deja apucă și curtea, deși respinge ca inadmisibilă, apucă să spună câteva precizări. Se va aplica legea penală mai favorabilă la individualizarea pedepsei pentru infracțiunile comise sub legea veche. Negru pe alb, chiar dacă respinge ca inadmisibilă excepția, curtea în motivare ne spune că într-o astfel de speță, pentru faptele comise sub codul din 1969, se va putea aplica totuși legea penală mai favorabilă. Deci, o primă ipoteză în care nu vom avea un cod sau alt cod. Vom avea codul nou pentru faptele pe codul nou, concursul pe noul cod și totuși pentru faptele vechi comise anterior vom face discuții pe legea mai favorabilă, putând pentru acestea să fie mai favorabil codul nou sau codul vechi după caz, în funcție de situația de la caz la caz privind acea infracțiune. Și aici vine un paragraf care e destul de obositor, l-am dat cu copy-paste tot, din mai multe considerente. Unul o să reiasă poate puțin mai încolo, o să vi-l și spun de fapt acum. Ce ne spune curtea? Din interpretarea pera contra articolului 10 din LPA și a deciziei sale, ar rezulta că tratamentul sancționator s-ar putea aplica potrivit codului din 69 sau codului actual atunci când toate infracțiunile au fost comise sub codul din 69. Cu alte cuvinte, articolul 10 ar consacra implicit teza aplicării legii penale mai favorabile în funcție de instituții autonome. Articolul 10 nu a consacrat implicit aplicarea autonomă. Articolul 10 a plecat de la situația premisă că legea penală va funcționa pe instituții autonome. De ce am luat cu copy-paste acest paragraf? Fiindcă nu pare el în sine foarte, n-aduce foarte multe elemente pe fond. Fiindcă, e opinia mea, acest paragraf este importat de Curtea Constituțională dintr-un considerent al unei prime hotărâri HP în altei curți, în care vine și se depărtează de decizia 265. Deci, asta e, de fapt, un copy-paste dintr-un HP. Continuă Curtea Constituțională. Articolul 10 instituie prin voința legiuitorului o lex tertia. Sper că e doar o formulare ușor metaforică, fiindcă nici eu nu sunt constituționalist, dar din câte știam, lex tertia interzisă și ce înseamnă? Avem legea 1 și legea 2 și vine judecătorul și ia din una și din alta și el, pretorian, face o lege 3. Dacă legiuitorul face o lege 3, aia nu e lex tertia. Aia este legea 9. Deci nu prea văd cum ar putea să apară teoretic instituția creierii pe cale legislativă a unei lex tertia. Nu e o lex tertia, e o lege. Mai departe ne spune curtea,
că este deplin justificată opțiunea legiuitorului de a reglementa tratamentul sancționator în mod diferit, după cum toate faptele sunt comise pe codul din 69, respectiv cel puțin una pe codul nou. Și aduce motivări că nu-s discriminări, că într-adevăr este previzibil pentru inculpat că odată ce se comite o infracțiune pe noul cod, totul va merge pe pluralitate pe noul cod. Cu alte cuvinte, curtea încearcă să găsească argumente, este destul de greu de ce articolul 10 trebuie să rămână în picioare. Între noi fie spus, pe o interpretare rigidă a deciziei 265, articolul 10 n-ar fi trebuit să mai subziste. Dar curtea, din diverse motive, a dorit să îl salveze. Apare o altă decizie, deja respinsă ca neîntemeiată excepția, 210/2016, v-am scris cu observații și cazul, este judecătorul, mă rog, cred că fostul judecător Mircea Moldovan, cunoscut pentru acea celebră pedeapsă foarte mare care a rezultat ca urmare a aplicării sistemului sancționator la concursul de infracțiuni. Importanța mai mare a cazului este verificată și prin consistența excepției. Probabil că avea deja o echipă bună de apărători, fiindcă ei merg clar. Articolul 10 contrazice decizia. O reglementare în care ni se spune că luăm tratamentul sancționator de la concurs de pe codul nou, iar pentru o altă infracțiune putem face legea mai favorabilă, contrazice blocul de la 265. Excepția a plecat, deci sesizarea Curții Constituționale a plecat de la Înalta Curte Secția Penală și este singura instanță de până la acest moment care, sesizând instanța de contencios constituțional, a pus concluzii în sensul că articolul 10 este neconstituțional. Toate celelalte instanțe au încercat să-l salveze. Concluziile lor erau că textul este constituțional, problema este cu interpretarea Curții Constituționale pe ce înseamnă global și ce înseamnă autonom. Și încercau cumva să găsească nișe. Secția penală, completul care a fost sesizat în alta, Curtea Constituțională, consideră că articolul 10 este neconstituțional și rămâne practic acum legat de aplicarea în bloc. Alb sau negru, 69 sau 2014. Curtea, în schimb, v-am spus, se forțează și aici și sunt ultimele considerente de la curte, fiindcă după aia mai sunt câteva decizii în care deja le reiau aceleași considerente cu copy-paste. Curtea insistă să salveze articolul 10. Merg repede peste aceste considerente, fiindcă dacă vă uitați în diagonală peste ele, oricum cred că le aveți și în mape, de fapt sunt cele din decizia 822/2015. Aparent, articolul 10 e o instituție, ar reprezenta implicit voința legiuitorului de a crea aplicare autonomă, dar nu mai merge, dar articolul 10 este o lex tertia care funcționează pe bucățica respectivă. Trecem peste discuția cu lex tertia, care numai lex tertia nu era. Cu o normă tranzitorie aplicabilă. Evident. Pentru situația în care sunt fapte, mai multe fapte, unele comise anterior intrării în vigoare a noului cod penal, altele după intrarea în vigoare a codului noului cod penal. Eu nu consider că este vorba de o lex tertia aici. Pentru legea veche se aplică legea penală mai favorabilă. Pentru fapta comisă anterior, date de 1 februarie 2014, se aplică legea penală mai favorabilă. Dar în ceea ce privește fapta comisă după 1 februarie, automat se aplică legea în vigoare, la data săvârșirii, da? Iar pluralitatea de infracțiuni fiind născută, apărută după 1 februarie, vorbim de aplicarea noii legi, pentru că așa a apărut după 1 februarie, deci vorbim de aplicarea directă a legii noi, nu se pune problema aplicării legii penale mai favorabile în cazul pluralității de infracțiuni. De aceea cred că nu putem vorbi de o lex terție aici, ci doar de o situație tranzitorie reglementată prin articolul 10. De acord cu dumneavoastră, cu două observații. Și aplicarea globală a legii penale mai favorabile, este respectat acest principiu instituit prin decizia CCR 265 pentru, și care vizează strict infracțiunea comisă pe legea veche. Corect. Și a stabilit în alta curte, dacă mă înșel, printr-o decizie acest este aspect. Un HPR, că 20, nu, cred că este 7/2016, ajungem și acolo, dar aveți dreptate, cu rezerva că în ipoteza dumneavoastră trebuie strâns-o chiar la situația în care toate argumentele dumneavoastră sunt bifate. E clar, articolul 10 asta vrea, o dispoziție tranzitorie. Problema este, în momentul în care avem două infracțiuni pe codul din 69 și o a treia pe codul din 2014, e clar că pentru
concurs vom merge tot pe codul din 2014. Dar în această ipoteză nu putem nega că forma, că acest concurs a luat deja naștere prin comiterea a infracțiunii numărul 2, care deja exista pe codul din 69. Și atunci se pune problema de ce a merge pe tratamentul de la noul cod și nu pe tratamentul de la vechiul cod, ca lege penală mai favorabilă. Și aici apare într-adevăr articolul 10 ca normă tranzitorie. O situație tranzitorie care trebuie reglementată într-un fel sau în altul. Nu putem nu mai putem contesta că în această ipoteză e discutabil dacă decizia curții cu globalul este 100% și întru totul respectată. Domn profesor, excepțiile nu neagă regula. Asta era ideea. Eu exact aici voi încerca să merg, am spus, plecând de la aceste observații pe care colegii din Brașov mi le-au identificat inițial, premisa noastră va fi, tot timpul va trebui să respectăm decizia Curții Constituționale. N-are sens acum, că e bună, că e rea, e decizia Curții Constituționale. Problema este când se va mai putea da efect legii penale mai favorabile, cum ar fi, apropo, în acest caz, și explicația asta este corectă, pentru infracțiunea veche, și totuși să respectăm decizia curții. Numai că exemplele se vor tot complica puțin pe parcurs, la fel cum avansăm în materie. Ca să închei cu instanța de contencios constituțional, mai sunt încă două decizii prin care s-au respins ca nefondate excepțiile din 2016 și mai sunt încă 6 dosare care sunt pendente pe rolul curții. Probabil, 99.99% vor fi respinse și ele, zic 99.99%, fiindcă, vedeți, și în decizia cu infracțiunea continuată, curtea vine și spune, revine asupra practicii anterioare, mai multe decizii, în care a considerat că textul din codul penal privind continuată este constituțional și revine acum din diverse motive. Deci poate o să revină la un moment dat. În mod normal, n-ar mai trebui să revină. Care ar fi câteva observații punctuale pe această scurtă trecere în revista jurisprudenței curții constituționale? Încearcă un pic să nuanțeze rigiditatea interpretării din decizia 265. Fiindcă nu se poate nega, nu e chiar atât de simplu cum probabil și-au imaginat în momentul în care a apărut decizia. Dacă veți uita cu atenție peste considerentele deciziei 265, veți vedea că acolo curtea încearcă să motiveze că revine asupra unei practici anterioare. Practica anterioară a fost dată de decizie de neconstituționalitate pe aplicarea în timp a legii penale privind confiscarea extinsă și prescripția specială, modificarea aduse în 2012, în care curtea vine și într-adevăr spune că aceste texte nou introduse, care cam agravează răspunderea penală, într-o formă sau alta, sunt constituționale în măsura în care respectă principiul legii penale mai favorabile. Și atunci se pune problema cum încearcă instanța de contencios să revină asupra acestei interpretări, fiindcă spune, nu revine de fapt asupra propriei practici. Dar acum avem două coduri cu două viziuni și atunci îi cartea albă sau este cartea neagră. Nu e chiar atât de ușor și acum, văzând atâtea critici pe articolul 10, începe și instanța să realizeze că undeva mai trebuie să existe totuși o posibilitate pentru lege penală mai favorabilă. Primul moment în care instanța în completul HP vine și se distanțează frumos este HP-ul 29/2015. Și dacă ne uităm la acest HP, el a apărut în 19 noiembrie, în timp ce prima decizie în care se motivează consistent de ce este constituțional articolul 10 apare în 3 decembrie. Publicarea HP-ului este în monitorul din 15 ianuarie 2016, publicarea deciziei Curții Constituționale este monitorul din 18 februarie. Asta ca să găsim o explicație temporală de ce surprinzător unele paragrafe din HP par să bată cu paragrafele din decizia Curții Constituționale. Deci, opinia mea, n-am niciun fel de informație pe surse sau cum se spune, este că s-au inspirat din motivele regăsite în acest prim HP 29/2015. Care era întrebarea, plecând de la observațiile colegului, era ipoteza de execuțional penal, modificări de pedepse pentru descoperirea concursului. Și plecăm de la premisa că avem infracțiuni comise pe codul penal anterior, pentru o infracțiune s-a considerat că este legea penală mai favorabilă codul penal anterior, pentru o infracțiune s-a considerat că este legea penală mai favorabilă codul penal
nou. Deci discutăm de infracțiuni concurente, comise pe codul anterior, care sunt judecate la momente diferite, de instanțe diferite, și aceste hotărâri rămân definitive. Într-o cauză, instanța, nu știu eu, poate erau două infracțiuni de furt. Mă rog, dacă erau două de furt, e greu să spunem de ce a mers cineva pe codul vechi, ca lege mai favorabilă. Dar într-o cauză s-a mers, legea mai favorabilă este codul nou, într-o altă cauză, legea mai favorabilă este codul anterior. Și acum instanța care face contopirea pe 585 litera A, își pune întrebarea, ea cum mai poate respecta decizia Curții Constituționale în momentul în care, pentru ambele infracțiuni, avem legi diferite. Indiferent pe ce tratament de la concurs ar merge, nu mai poate respecta întru totul decizia Curții Constituționale. V-am făcut trimitere la un moment dat de acea întrebare preliminară pe prescripție, dacă ar putea funcționa ca o lege penală mai favorabilă în prima interpretare. Bun. În cauza respectivă, ulterior pronunțării deciziei 21/2014, evident, compătul de 5 judecători n-au avut ce să facă decât să se conformeze și, deși faptele erau prescrise pe lege penală mai favorabilă, pe instituții autonome, toți inculpații sunt încă în executare din dosarul respectiv. Pentru unul dintre inculpați s-a pus la un moment dat problema contopirii, iar vă dați seama că instanța de executare a trebuit să judece exact această problemă. Pentru o infracțiune, competul de 5 judecători a mers pe lege penală mai favorabilă, codul nou. Pentru o infracțiune, același complet, dar într-o altă cauză anterioară, a mers pe lege mai favorabilă, codul anterior. Aici, în alta curte, vine și ne spune clar, se poate face lege penală mai favorabilă pentru identificarea tratamentului sancționator de la concurs. Instanța de trimitere, Curtea de Apel București aici, ca instanță de executare, a considerat că legea penală mai favorabilă a fost valorificată la momentul stabilirii pedepselor pentru fiecare infracțiune în parte, astfel încât pe concurs nu se mai poate face discuție pe lege penală mai favorabilă. Punct. Întrebarea era, bun, și atunci care este sistemul de la concurs? Că nu aveam un articol 10 care să ne activeze că automat se merge pe noul cod, fiindcă nu aveam nicio faptă comisă pe noul cod. Nu, au spus că nu se mai poate face lege mai favorabilă. Și atunci, cum alegem legea? Noi de la Cluj am trimis un punct de vedere. Apropo, că tot timpul încerc să încep așa conferințele, dar acum am uitat. Indiferent de ce reprezentant al catedrei de penal merge la o conferință, noi încercăm înainte să avem o discuție în colectiv, astfel încât să avem o poziție unitară, să nu ne contrazicem. Deci, practic, ce vă spunem acum, păstrând poate propriile interpretări personale din unele dosare în care am intrat, este opinia departamentului de la Cluj. Chiar am discutat pe aceste probleme, să fim unitari, poate pe unele chestiuni de penal special mai aveam dileme cu unii colegi, etc. Ei, punctul de vedere trimis în numele departamentului a fost, se poate aplica cea mai favorabilă, cu argumentul că în această cauză, pe 585, în care discutăm de drept execuțional penal pur, toată operațiunea de lege mai favorabilă este doar care concurs este mai favorabil pentru om. Este o altă cauză care are ca obiect verificarea unei singure analize, contopirea de la concurs. Aceeași opinie a fost trimisă și de Direcția de Legislație și Studii Documentare din Alta Curte. Aceeași opinie deja fusese anticipată la o întâlnire a reprezentanților CSM cu președinții secției penale din Alta Curte și a Curților de Apel. Aceeași opinie a fost propusă și de reprezentantul parchetului general prezent în sală. În considerente, instanța are acest paragraf, nu-l mai las tot, dar vezi, începe cu pera contrario, și vă dați seama cu ce seamănă, cu paragraful similar din prima decizie prin care este respinsă, motivat, neconstituționalitatea articolului 10 din legea de punere în aplicare. Iar în alta curte ajunge la concluzia că procedura de la 585 reprezintă o cauză distinctă în care instanța verifică și aplică pentru prima dată norme de drept substanțial în materia concursului de infracțiuni. Prin urmare, într-o astfel de cauză,
Nu se poate discuta de instituții autonome, fiindcă discutăm de o singură instituție, concurs. Atunci se va da aplicare într-o singură, unică etapă legii penale mai favorabile doar pe sistemul sancționator de la concurs. Asta este primul HP. În februarie 2016, când eram aici, era singurul argument în favoarea acestei teze. Între timp au apărut și altele. HP 7 pe 2016. Cu fiecare nouă întrebare, situația puțin se complică. Ipoteza aici era în care avem un concurs de mai multe infracțiuni. Unele comise anterior intrării în vigoare a codului nou, iar altele comise după intrarea în vigoare a noului cod. Și întrebarea era dacă decizia se aplică având în vedere toate faptele comise de inculpat și impune aplicarea noului cod pentru toate infracțiunile, sau se poate face, se poate da aplicare legii penale mai favorabilă pentru infracțiunile comise anterior intrării în vigoare a noului cod. Dacă primul HP, acel 29 pe 2015, se referea strict la execuțional, acum premisa care este? Chiar instanța fondului care soluționează aceste infracțiuni își pune aceste probleme. Deci nu suntem într-o altă procedură în care tot ce verificăm este cum contopim pedepsele. Soluția instanței a fost, da, pentru infracțiunile comise anterior codului penal, anterior intrării în vigoare a codului actual, se va putea da aplicare principiului legii penale mai favorabile, să verificăm pentru acele infracțiuni care lege este mai favorabilă în funcție de fiecare infracțiune în parte, iar apoi, pentru infracțiunile comise pe noul cod, evident se aplică legea conform noului cod, iar pentru concurs se aplică, evident, sistemul sancționator de la noul cod. Care este premisa? Pentru faptele comise pe noul cod, se aplică articolul, nu știu cât e, 3, vorbesc din memorie, activitatea legii penale. Sper să nu mă înșele memoria. Pentru concurs se aplică articolul 10 ca normă tranzitorie. Și atunci tot ce ne rămâne de fapt este să verificăm legea mai favorabilă pe o singură ipoteză. Infracțiunea comisă pe codul penal din 1969. Imaginați-vă ipoteza în care ați fost sesizați cu o singură infracțiune comisă pe codul din 69. Acum, e clar că în momentul în care am pronunțat o hotărâre, eram tentat să spun de condamnare, poate va fi de renunțare, o vom dispune acea hotărâre verificând legea penală mai favorabilă, evident doar pentru acea unică infracțiune. Nu-și va pune nimeni problema că încalcă decizia curții, fiindcă are o singură infracțiune și doar pentru acea infracțiune verifică decizia. Nu putem să răpim aplicarea principiului legii penale mai favorabile pentru acea faptă sau acele fapte comise sub imperiul codului anterior, pentru simplul motiv că avem și o infracțiune comisă pe codul din 1900, din 2014. Doar această interpretare permite ca textul din articolul 10 într-adevăr să fie constituțional. Iar aici, în acest HP, instanța deja a făcut referire în alta curte la faptul că articolul 10 a rezistat deja la mai multe atacuri, în ghilimele, de neconstituționalitate, curtea considerând că el respectă cerințele constituționale. Considerentele instanței, deja vi le-am anticipat pe scurt, suntem într-o ipoteză în care focalizarea, analizarea legii penale mai favorabile, ca și cum am avea un microscop în care punem pe lamelă ce vrem să verificăm pe lege mai favorabilă, pe lamelă avem o singură chestiune. Infracțiunea sau infracțiunile comise anterior intrării în vigoare a noului cod. O altă hotărâre mai recent și mai puțin cunoscută, fiindcă a fost respinsă ca inadmisibilă, o să insist puțin mai mult pe ea, tocmai pe ideea, fiindcă poate nu vă este atât de cunoscută, este păcat că a fost respinsă ca inadmisibilă. Concluziile procurorului de ședință, a fost chiar doamna Irina Cuglai, cred că sunt corecte pentru respingerea ca inadmisibilă. Dar ar fi fost frumos să lăsăm în alta curte să soluționeze problema, fiindcă era totuși un element în plus pentru instanțe să se ghideze. Care era premisa? Din nou, întrebarea pleacă de la o instanță de fond. De fapt, cred că era o instanță de apel la acest moment. Era instanța de apel.
nu eram în fază de execuțional, eram în apel, evident. Care era premisa? Instanța de apel soluționează o infracțiune comisă sub imperiul codului 1969. Deci asta are ea ca obiect al judecății în apel. Dar în dosar reiese clar că această infracțiune este concurentă cu o altă infracțiune comisă tot sub imperiul codului penal din 1969, dar pentru care deja o altă instanță, în mod definitiv, a considerat că legea penală mai favorabilă este codul nou. Deci care e situația premisă? Două infracțiuni, ambele comise înainte de februarie 2014, una a fost deja soluționată în mod definitiv de o instanță care a considerat că noua legislație penală este legea mai favorabilă. Cealaltă instanță care soluționează această infracțiune ajunge în apel. Nici nu ne interesează ce a făcut prima instanță. Ajunge în apel și își pune problema. Cum va stabili ea tratamentul sancționator pentru concursul de infracțiuni? Având în vedere că deja pentru o infracțiune s-a mers pe noul cod, iar pentru această infracțiune, ea probabil ar fi fost tentată, fiindcă aici era de fapt întrebarea, ce ar fi vrut să facă instanța? Pentru infracțiunea pe care o judeca, probabil să îi dea limitele de pedeapsă de pe codul nou, ca lege penală mai favorabilă, și să-i dea apoi concursul de pe codul vechi, fiindcă nu avea nicio infracțiune comisă pe noul cod. Bun. Ce spune în alta curte? O respinge ca inadmisibilă. Și printre rânduri, dacă citiți cu mare atenție considerentele, ce spune în alta curte? Instanța de trimitere nu vrea, de fapt, rezolvarea unei chestiuni de drept aici, ci vrea ca în alta curte să-i spună cum se aplică legea penală mai favorabilă la cauza concretă. Asta e principalul motiv de respingere ca inadmisibilitate pe bune a unor hotărâri, a unor întrebări. Instanța fondului, am făcut și o statistică cu instanța campioană la astfel de întrebări respinse ca inadmisibile, dar nu vreau să zic că poate avem participanți de la respectiva instanță, oricum n-are importanță, că e o problemă sistemică a noastră, este instanța de trimitere de regulă vrea soluția la cauză. Aici, de fapt, instanța vrea să-i spună dacă poate să ia din nou cod pedeapsa și apoi să ia concursul de pe legea veche. Chiar discutabil. Ce ar fi putut să facă foarte ușor? Apropo, să-l judece doar pentru infracțiunea aceasta și să nu facă operațiunea de contopire, o chestiune care se întâmplă extrem de des în sistemul nostru, caz în care eram exact în condițiile primului HP, în care avem două hotărâri pronunțate de instanțe diferite pentru fapte comise sub imperiul codului din 69. Acolo nu conta ce lege a fost mai favorabilă, că deja era definitiv hotărârea, și aveam o a treia cauză în care făceam doar operațiunea de contopire. Deci dacă instanța vrea, asta putea să o facă și sunt convins că știți mai bine practica partizanilor în continuare, a talibanilor în ghilimele din sistemul judiciar care au rămas fani aplicării pensiunii autonome, cum evită decizia curții? Prin procedeul disjungerii. Disjungi, le separ pe fiecare la momentul potrivit, după ce ai hotărâri definitive pentru fiecare, când cineva își va pune problema ce cu ele, mergem perfect pe ipotezele la HP-ul 29 și o terță cauză. Evident, o astfel de procedură acum, trecând de faptul că poți mima legalitatea, e nelegală și nu duce doar la aglomerări și la timp pierdut. Ce spune de fapt aici în instanța supremă? Totul stă în cum alegem legea mai favorabilă. Instanța fondului de apel, instanța de apel va trebui să fie atentă în momentul în care va alege legea mai favorabilă pentru infracțiunea dedusă judecății. Legea mai favorabilă nu înseamnă doar pedeapsa, ci pedeapsa și tratamentul sancționator atras ca urmare a contopirii cu noua infracțiune. Cu alte cuvinte, îi spune,
aici se va putea face într-adevăr lege mai favorabilă, dar ținând seama de decizia Curții Constituționale, ce se va întâmpla? Judecătorul va trebui să-și facă un tabel cu două coloane. Merg pe pedeapsă pe codul nou, bun, plus 1/3, ipoteza clasică, din pedeapsa deja definitiv stabilită pentru cealaltă infracțiune, îmi dă atât. Merg pe pedeapsa mai mare din codul anterior și îmi dă cam atât, plus 0 spor ca urmare a concursului din codul vechi, îmi dă atât. Și în funcție de asta motivez care lege este mai favorabilă. Bun. Plecând de la aceste 3 HP-uri și sunt convins că dacă facem o analiză mai atentă printre mai multe hotărâri din acestea respinse pe inadmisibilitate, cred că vom mai găsi poate și alte câteva ipoteze similare, dar doar aceasta mi-a apărut mie și se lega frumos de celelalte HP-uri. Cred că trebuie să mergem să vedem exact ce ne rămâne ca urmare a acestei evoluții a practicii judiciare. Bun. Trebuie să plecăm de la ideea că în alta curte, inițial, pare că a dat în spate, a făcut un prim pas în spate, în fața durității minutei deciziei 265 și mai mult a celor considerente în care se spune clar că a acționat neconstituțional, a interpretat neconstituțional normele în HP2 și că își pierde efectele pentru viitor această decizie. 21/2014 este momentul în care a dat în spate. În alta curte apoi, și surprinzător secundată chiar de Curtea Constituțională, care își dă seama că nu-i chiar atât de simplă problema, astfel încât să iau o carte sau altă carte, un cod sau un cod și mă duc cu el până în pânzele albe, vine și imaginează această aplicare, o idee restricționată a deciziei curții. Și anume, apare cristalizată această noțiune de altă cauză, cauză distinctă, procedură distinctă, în care ulterior definitivării verificării legii penale mai favorabile în anumite proceduri, verificăm încă o dată, fiindcă nu avem cum să evităm, legea penală mai favorabilă pe o altă instituție. Evident, voi fi un promotor al aplicării pe instituții autonome. Dar nu asta vreau să vin să vă prezint acum. V-am spus, premisa este că respectăm decizia curții. De-aia v-am spus și HP-ul, v-am trimis și la HP-ul anterior 15/2016. Nu susțin acolo că s-ar putea să se ia pentru noua infracțiune un cod pe lege și un alt cod pe sistem sancționator, fiindcă n-am respectat decizia curții, care în acea cauză va trebui să fie într-adevăr totul sau nimic. Problema este că într-adevăr apar aceste situații de nișă în care avem alte proceduri distincte, cele mai multe într-adevăr legate de zona execuționalului, dar nu doar de execuțional, și în care va trebui să dăm din nou aplicare legii penale mai favorabile, evident cu respectarea deciziilor Curții Constituționale, cea care ne trebuie 265, și cu celelalte pe care chiar instanța ne trimite la ele, motivând constituționalitatea articolului 10 din legea de punere în aplicare. Care sunt ipotezele la care trimit? În primul rând, celebre discuții pe calculul termenului reabilitării judecătorești, a cărui simplă împlinire ne duce la înlăturarea stării de recidivă. Ipoteza pleacă de la Brașov, o condamnare, sper că n-am greșit cifrele, o condamnare din 2006, executată integral 3 ani, la 2009. Noua infracțiune este comisă în aprilie 2014. Iar instanța de fond, care verifică pentru noua infracțiune existența sau nu a stării de recidivă, își pune problemele. Dacă a intervenit reabilitarea sau dacă n-a intervenit reabilitarea, dacă s-a împlinit termenul de reabilitare. Promit că o să revin puțin la ipoteza concretă, fiindcă am înapoi și termenele. Instanța de la care pleacă această întrebare trimite la mai multe considerente ale Curții Constituționale pe decizii de la finalul anilor 90 pe situații tranzitorii cauzate ca urmare a modificărilor din 1996. Și a fost un an
La fiecare conferință observ că încep să fie tot mai mulți participanți mai tineri decât mine, așa că în 96 a fost o modificare legislativă amplă care a majorat în principal pedepsele și a năsprit tratamentul sancționator pe mai multe instituții. Deci de acolo aceste discuții. Revenind la cauza de la cauza de la Brașov, de acolo pleca întrebarea. Întrebarea concretă, nu era o sesizare. Era vorba de o reabilitare judecătorească. Bun, era clar că nu ne putem pune problema dacă a intervenit sau nu reabilitarea, că nicio instanță nu o dispusese. Ne interesa la acel moment doar simpla împlinirea termenului, care în momentul în care se bifează data pe calendar, duce la înlăturarea stării de recidivă. Asta era tot interesul în cauză. Dacă se mergea pe codul din 69, evident omul a comis faptul în 69, în 1969 legea în vigoare, ați înțeles codul anterior, și a fost condamnat pe acea lege și și-a executat pedeapsa pe acea lege. Dacă mergeam cu calculul reabilitării judecătorești cu termenul pe vechiul cod, nu era împlinit acest termen la momentul comiterii noi infracțiuni și rețineam automat recidiva pe noul cod. Fapta e comisă pe noul cod. În aprilie 2014, automat și tratamentul sancționatorii se activează pe noul cod. Dacă pentru acea pedeapsă am fi aplicat legea penală mai favorabilă, atunci termenul de reabilitare se împlinea, sunt mai scurte termenele, în 21 august 2013, astfel că nu se putea reține starea de recidivă. Întrebarea mea a parvenit mie în 2016, fiindcă deja la nivelul acelei instanțe apăruseră mai multe opinii contradictorii între colegi. Aici, în realitate, apropo, acum la toate HP-urile care am făcut trimitere, n-avem de ce să discutăm de o posibilă aplicare pe instituții autonome sau globale. Noua infracțiune pe noul cod. E clar că o activitate. Noi aici avem o singură instituție de verificat din perspectiva posibilității aplicării legii mai favorabile. Termenul de reabilitare. Imaginați-vă, am încercat să o simplific, sper că, mă rog, aici erau mai multe argumente. Imaginați-vă ipoteza în care avocatul sau omul respectiv venea cu o cerere de reabilitare imediat după ce a intrat în vigoare noul cod. Cu argumentele să-i se aplice legea mai favorabilă, toate condițiile sunt întrunite, iar termenul să vină de pe legea nouă. Deci nici măcar nu ne legam de comiterea unei noi infracțiuni. Infracțiunea nouă era comisă prin aprilie 2014 și omul în februarie deja venea cu hârtia la instanță cu cererea să dispună instanța, să acorde instanța reabilitarea judecătorească. Își punea cineva problema cu toată discuția pe decizia 265 că ar fi acolo o lex tertia sau ar fi o aplicare conjugată? Reabilitării au plecat de la faptul că s-au extins, s-a interpretat greșit decizia CCR. Decizia CCR se referă doar la interpretarea articolului 5, la constituționalitatea articolului 5, care se referă la aplicarea legii penale mai favorabile până la rămânerea definitivă în cauzele cu privire la infracțiuni, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Ori, toate instituțiile care sunt ulterioare, da, care apar în fază de executare, vorbim de reabilitare, intră sub ingerența aplicării legii penale mai favorabile, dar în baza principiului constituțional al aplicării legii penale mai favorabile. Eu personal cred că noi nu putem vorbi de decizia 265 pe 2014. Are un câmp de aplicare strict pe articolul 5, pe cauze, faptele aflate în curs de judecată și nu ne ducem mai departe și ne raportăm la procedurile ulterioare care țin de, care au cu reabilitarea sau altfel de alte instituții. Bun, fiindcă ne interesează în principal aplicarea pragmatică. În primul rând, sunt încântat că aveți aceeași opinie, fiindcă asta contează până la urmă cel mai mult soluția. Motivarea în spate e una, dar soluția contează cel mai important. Sunt de acord cu dumneavoastră cu această atenție a faptului că, într-adevăr, decizia curții e pe articolul 5. Eu personal am încercat să o invoc, și anume recunosc o aplicare pe instituții autonome la dezincriminare. Dar la dezincriminare din aceea vădită, deci dispare cu totul infracțiunea. Că aia e pe articolul 4, iar decizia curții pe articolul 5. N-a ținut la instanță, deși era același algoritm. E bună ideea dumneavoastră și anume că aici nu mai mergem pe articolul 5, direct pe 15.2, ca un cadru general. Eu cred,
încerc acum să fiu cât de scrupulos, chiar dacă poate îmi subminez puțin din argumente. Cred că articolul 5 nu se referă doar la ipoteza clasică, în care, într-adevăr, la cum ar suna, de la momentul comiterii infracțiunii până la momentul judecării definitive intervin una sau mai multe legi pentru acea infracțiune. Deci nu privește doar pe fondul cauzei. Ea este incidentă în orice altă cauză în care fondul, de fapt, privește altceva. Cu alte cuvinte, dacă într-o procedură de reabilitare judecătorească se modifică prin ordonanță de urgență de 3 ori codul, eu tot pe articolul 5 aș face discuția, chiar dacă aș trimite și la 15.2. Până la urmă, tot acolo este concluzia. Dar mie mi se pare că 5-ul ăla, el de fapt este cadrul general, chiar dacă pe text de lege, cam dumneavoastră aveți dreptate literal, 5-ul ăla e cadrul pentru orice discuție pe lege penală mai favorabilă, minus dezincriminare care intră pe 4 și minus alea cu pedepsele cu maximul care intră pe 6. În rest, 5-ul îl văd ca și cadrul general. Dar recunosc că aveți argumente. De ce cred că n-ar putea să se respecte, să se considere că să se aplice în ceea ce privește reabilitarea normele din legea penală considerată mai favorabilă de instanța care s-a pronunțat pe fundul cauzei, tocmai pentru faptul că acea instanță care a dispus condamnarea sau hotărârea definitivă pe fund nu a avut în vedere instituțiile privitoare la reabilitare și toate instituțiile ulterioare rămâne definitiva hotărârea de condamnare. Și evident, la momentul acela nici nu se putea gândi că... Nu s-a pus problema. Asta exact. E ideea și nu se poate impune instanței care se pronunță asupra reabilitării obligativitatea aplicării acelei legi și cu privire la reabilitare. Legii considerată de instanța a fundului ca fiind mai favorabilă. Și până la urmă, la soluție, sunteți de acord, termenul de reabilitare se va calcula pe legea nouă. Omul în speță... Care e mai favorabil? În speța respectivă, de la care a plecat întrebarea, instanța, să știți, chiar dacă a ajuns întrebarea la mine, dar acolo instanța a reținut, din păcate, recidiva, deci au mers pe ideea că nu pot da efect legii mai favorabile, au reținut recidiva. A fost o discuție între colegi și până la urmă a ajuns acea întrebare care a făcut obiectul unei parțiale unei prezentări chiar aici în 2016. Astea sunt, le găsiți și în slide-uri, fiindcă deja trebuie să ne și încadrăm puțin în timp, le găsiți și în slide-uri acestea. Sunt argumentele pentru care practic ar putea să meargă în continuare legea mai favorabilă, chiar interpretată strict pe articolul 5. Unde mai sunt alte discuții? Tot legate acum de contextul reabilitării. Încerc acum să o complic puțin. Avem o infracțiune pentru care s-a pronunțat condamnarea pe codul penal din 1969. Iar apoi, la intrarea în vigoare a noului cod, s-a dat incidență articolului 6 cod penal și s-a redus pedeapsa la maximul special din legea nouă. Ar merge cel mai ușor poate pentru un furt calificat. Pedepsele pe codul din 69 erau foarte mari. Dacă dăm peste o instanță puțin mai severă, care chiar aplică omului o pedeapsă consistentă, în momentul în care intră noul cod în vigoare, cu maximele lui de 5 ani sau de 7 ani, cât or fi pe acolo, de regulă ar trebui să se încadreze pe articolul 6 din codul penal actual și să se reducă pedeapsa. Asta este prima ipoteză. Sper că ați înțeles-o până aici. Bun. Se reduce pedeapsa pe articolul 6 cod penal, iar apoi omul este liberat, este în libertate, se pune problema dacă pe reabilitare acum am putea să aplicăm legea penală mai favorabilă lui. Cu discuția aici, cum ar fi mai favorabilă reabilitarea? Pe legea nouă, pe legea veche, etc., cu rezerva că la cum sunt dispozițiile din textul de lege actual, de regulă, reabilitarea va fi mai favorabilă pe codul nou. Care vor fi consecințele? În primul rând, odată ce am redus pedeapsa aceea de 3 ani, să presupunem că am redus-o la 2 ani, ca urmare a incidenței articolul 6 din noul cod. Ei, odată reducând-o la 6 ani, automat, ia pe noul cod ar intra sub incidența reabilitării de drept. Prima discuție. Doi la mână. Dacă am redus-o la 2 ani,
Să zicem că e acea ipoteză de reducere în care el chiar a executat integral toți cei 3 ani în penitenciar. N-a fost propozabil pentru liberare ca urmare a mai multor abateri disciplinare. Deci omul 3 ani pe calendar în penitenciar. Nu contează. Tot va funcționa articolul 6 și pedeapsa lui va fi redusă la 2 ani. Se va considera că a stat în penitenciar 2 ani. Prima discuție este dacă va deveni incidentă reabilitarea pe noul cod, ea va fi de drept. A doua discuție este termenul acela de reabilitare, de când va începe să curgă? El fiind condamnat în 2006, a stat în penitenciar până în 2009 toamnă. Dacă noi considerăm acum că el în realitate a executat o pedeapsă de 2 ani, asta ar însemna că pedeapsa lui a fost integral executată în 2008. Moment din care legal ar trebui să înceapă să curgă termenul de reabilitare. Ceea ce ar însemna că ultimul lui an petrecut în detenție, de fapt este bifat ca an, an al termenului de reabilitare. Vedeți câte consecințe de fapt se leagă doar de această reducere. Iar pe reabilitare, astea sunt chestiuni care vor apărea, dacă nu deja au apărut. Astea v-am spus, toate le am de la colegii din Brașov și deja am primit câteva și din Maramureș. Încep să apară aceste probleme. Bine, ele sunt anticipate deja de alte probleme, și anume liberările condiționate. Deja sunt discuții pe liberări condiționate. Cum stăm cu timpul? Mai avem cam 15 minute. Ajungem la discuțiile pe liberare condiționată. Premisa. O persoană comite o infracțiune anterior intrării în vigoare a noului cod, este condamnat definitiv pe codul anterior și pedeapsa este redusă conform articolului 6 cod penal. Putem rămâne pe discuția anterioară de la 3 ani la 2 ani. El să fie încă în executare. Bun. Deci nu uitați, condamnare pe codul din 69, pedeapsă redusă la noul maxim din codul actual, iar el este în penitenciar executând pedeapsa redusă ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile pe articol 6 cod penal actual. Se pune problema ce facem cu liberarea condiționată. Și aici chiar e o problemă, fiindcă pe liberare condiționată va fi mai favorabil codul penal din 1969 și pe fractii de regulă și pe celelalte condiții, termen de supraveghere, posibilități de măsuri și obligații, etc. Instanța care va soluționa liberarea condiționată, ea va avea o singură chestiune de verificat. Pe instituția liberării, ce lege penală este mai favorabilă? Opinia mea este că nu mai are relevanță că am avut o condamnare pe codul din 69 sau că am avut o reducere pe codul din 2014. Tot ce prezintă relevanța, cum este, plecând de la o pedeapsă, o durată a ei, indiferent cum am ajuns la ea, pe ce lege și ca urmare a cărei reduceri, în noua procedură, în noua cauză, apropo de ce termen folosește în alta curte, în acel HP 29 pe 2015, singura instituție de verificat este liberarea condiționată. Față de momentul în care am avut prima dată aceste discuții, am mai avut o întâlnire cu mai mulți judecători din aceea repartizată la penitenciare pentru supravegherea privării de libertate. Am primit mai multe răspunsuri contradictorii, dar, și dacă sunt colegi care au cunoștințe, care eu rog să intervină, este acel sistem prison management, se numește softul. Am avut un client care mi-a și explicat cum funcționează și l-am avut și pe domnul judecător aici care mi-a mai explicat mai multe suplimentar din perspectiva penitenciarului Gherla. Pe raza curții de apel Oradea am avut mai multe discuții cu niște colegi și ei mi-au spus, întrebându-i eu, am înțeles cum funcționează softul. Omul vine cu cartela, o pune la cititor, ca cum facem noi la supermarket când nu e clar prețul pe produs, îl punem la cititor să vedem cât e de fapt prețul produsului. Ei își pun cartela și le apare acolo toate datele.
fracții, rest de pedeapsă, zile muncite. Am zis că softul chiar funcționează foarte bine. Am avut ocazia să văd aceasta, explicam niște fracții la un client și el mă contrazicea și pe ideea că lui spunea altceva cartela. Greu m-am elucidat care este problema. Eu deja calculam că împlinise vârsta, el de cât era, peste 60 sau peste 65 de ani pe codul anterior, el încă nu împlinise. În momentul în care a fost ziua lui, 25 mai, țin minte perfect, în momentul acela i s-au schimbat și fracțiile instantaneu. Ei, problema mea a fost, e clar, e un soft, dar cineva trebuie să introducă datele. Ca apoi algoritmul de calcul e simplu pentru orice persoană care are minime cunoștințe de IT, de cod sursă. Cum se introduc? E un brăduleț la început? Cine face discuția pe lege penală mai favorabilă pentru a vedea că e îndemnită fracția ca să intre omul pe programare automată în comisia din penitenciar pentru liberare? Doar ei intră pe programare tot pe baza softului în momentul în care apare în sistemul informatic că este bifată fracția. Și ce mi-a spus cineva este că pentru infracțiunile comise anterior datei de 1 februarie 2014, automat softul îi pune pe liberarea condiționată din 1969. Așa că discuțiile pe care le facem noi aici pe lege penală mai favorabilă par deja să fie bătute de modul în care, știți cum e, funcționează softul. Acum, interesant, dacă ar apărea un HP care ne spune, nene, dacă s-a redus pedeapsa pe nou cod, mergem cu liberarea pe noul cod. Ar fi un HP greșit, cred eu, o concluzie greșită, dar dacă ar apărea o astfel de hotărâre, ar fi interesant de văzut cum s-ar modifica sistemul acela informatic. Deci, se pare că, cel puțin pe execuțional, problemele aici sunt clare. Automat fracțiile vor merge pe codul din 1969, fiindcă e clar, matematic este mai favorabil. Evident, în momentul în care discutăm de o condamnare pronunțată pentru o faptă după momentul 1960, după momentul februarie 2014, mergem pe activitate și se merge pe sistemul de la liberarea condiționată clasică. Ne apropiem de final și știu deja că se apropie ora mesei, așa că nu o să vă mai aglomerez cu multe probleme. Vă arunc doar discuția, fiindcă aici sunt mult mai mult făcute. Mai multe discuții de făcut. Și anume, plecând de la toate HP-urile, 29 pe 2015, 7 pe 2016, 15 pe 2016, toate au plecat de la ipoteza de contopire pe concurs. În cursul procesului sau în fața de execuțional, rămânând pe faza de modificări pentru alte pedepse, unde apare concursul, recidiva, intermediara sau acte care intră în conținut aceleași infracțiuni, continuată, complexă, obicei, etc., dar continuata ne face probleme. În toate aceste ipoteze, clar se va pune problema de lege penală mai favorabilă. Mergând pe ipoteza recidivei, imaginați-vă ipoteza în care o persoană a fost condamnată definitiv, este deja poate în executare, și apoi se descoperă existența stării de recidivă. Evident, ca să facem discuțiile pe lege mai favorabilă, mergem pe premisa că discutăm de o infracțiune condamnată, de o infracțiune pentru care s-a pronunțat condamnarea anterior intrării în vigoare, de o infracțiune, îmi cer scuze, săvârșită anterior intrării în vigoare a codului, că dacă nu, mergem cu totul pe noul cod. Deci, o faptă comisă prin 2012 pentru care s-a pronunțat o pedeapsă acum, iar în timp ce omul se află în executare, instanța află că a fost o eroare a serviciului cazier sau poate judecătorul n-a fost atent să ceară un extras de cazier actualizat și omul este recidivist. Se pune problema recalculării pedepsei ca urmare a reținerii stării de recidivă. Premisa va fi că infracțiunea pe care noi acum o analizăm, ea de fapt va fi de cele mai multe ori termenul 2 al recidivei. Și aici vor fi foarte multe discuții de făcut, și anume, unul la mână, verificând dacă omul acesta într-adevăr e recidivist, va trebui să verificăm legea penală mai favorabilă, fiindcă el poate, pe un cod nou, n-o să fie recidivist. Știți că era problema cu pedeapsa mai mare de 6 luni pentru termenul 1 pe codul vechi, acum e mai mare de 1 an. Poate pe noul cod va cădea pe intermediară. Bun, nu se oprește aici discuția apropo de aplicarea totuși legii globale. Nu se poate instanța automat liniști, aleg noul cod, fiindcă este pluralitate intermediară.
fiindcă va trebui să verifice mai departe. Dacă este pluralitate intermediară, înseamnă că mă duc cu sistemul sancționat de pe noul cod. Nu pot să iau intermediară de pe noul cod și sancționat de pe vechiul cod, care clar, chiar e lex terția pe lex terția chiar și pentru fanii instituțiilor autonome. Și atunci instanța va trebui să verifice pe noul cod este intermediară cu pedeapsa de la concurs. Pedeapsa de bază plus 1 pe 3. Pe vechiul cod este recidivă mare post-condamnatorie cu pedeapsa plus sporul de la 0 la 7 ani, care surprinzător s-ar putea totuși să fie până la urmă legea mai favorabilă, codul anterior, chiar cu reținerea stării de recidivă. Că sporul acela mare până la 7 ani în cazul de pedeapsa închisorii are o, știți cum era, era mai degrabă o teorie pe codul anterior, cu mici excepții. Deci aici făceam discuțiile pe care vi le-am anticipat, cum ar putea să fie intermediară, cum ar putea să fie recidivă pe un cod sau altul. Pe final avem și ipoteza infracțiunii în formă continuată. Din nou, situația premisă, o condamnare pronunțată la un moment sau altul, pe codul nou sau pe codul vechi, dar pentru o infracțiune comisă sub imperiul codului anterior, iar instanța ajunge la concluzia că de fapt suntem în prezența unei infracțiuni continuate. Sunt mai multe ipoteze, și anume, se descoperă noi acțiuni sau inacțiuni care intră, care doar acum aduc la reținerea continuată. Spre exemplu, l-am condamnat pentru o infracțiune în formă simplă, iar acum vedem că de fapt este trimis în judecată pentru o continuată, dar prima infracțiune de fapt era o acțiune din structura acestei unice continuate, deci doar acum se pune problema de continuată, sau există ipoteza în care el deja a fost condamnat pentru o infracțiune continuată și acum se descoperă noi acțiuni sau inacțiuni, care ar face continuata mai continuată, să zic așa, iar duce la aglomerarea, la majorarea numărului de acțiuni sau inacțiuni din structură, de acte materiale, cum se spune în practică, în considerarea textului din codul de procedură penală. Aici vor fi deja mai multe discuții. Va trebui, în primul rând, să verificăm condițiile de existență ale infracțiunii continuate, fiindcă e posibil, poate, să nu avem continuată pe o lege sau alta. Iar aici apar deja trei legi de verificat. Presupunem că am plecat de la premisa faptă comisă sub imperiul codului anterior și suntem la momentul actual. Vom avea codul penal din 1969 cu continuata, cu condițiile ei, codul penal din 2014 cu condițiile ei, printre care acel subiect pasiv unic care se pare că a deranjat foarte mult, și avem codul penal în structura, în formula dată ca urmare a intervenției Curții Constituționale care ne spune că e neconstituțional, că e același subiect pasiv, că e discriminare față de nu știu cine. Deci vor fi de verificat trei legi pe condițiile de existență ale infracțiunii continuate. Și aici, apropo, vă arunc așa ca un semn de întrebare, dar știți, pe codul actual, forma propusă de legiuitor, dacă la intervale de timp aș fi furat de la un auditor, de la mai mulți auditori, ar fi fost un concurs de infracțiuni, chiar dacă era o infracțiune contra patrimoniului. Pe codul anterior ar fi fost foarte probabil o infracțiune în formă continuată. E clar, Curtea Constituțională ne duce înapoi la această continuată, chiar în cazul pluralității de subiecți pasivi, dar mi se pare că ne duce la o soluție și mai avansată, și anume, pe o interpretare atât de generoasă cu inculpatul, cum o are Curtea Constituțională, eu sincer nu văd niciun temei să nu fie invocată și în cazul celebrelor infracțiuni contra persoanei. Deci ce mai contează că e contra persoanei sau contra patrimoniului? Teoretic va fi continuată peste tot. Și uitați-vă cum deja sunt convins că vor apărea astfel de interpretări. Mai ales vom face referire la acel recurs în interesul legii cu traficul de persoane, în care chiar dacă nu spunea că e contra persoanei negru palp, că era în legea specială, în alta curte a reținut că e continuată când trafichezi în aceeași unitate spațiotemporală, apropo, mai multe persoane. Deci, pe motivul acesta, tot timpul vom avea continuată, ca noroc că la omor, măcar infracțiune complexă, știți, și atunci crește pedeapsa prevăzută de lege.
Revenind, va fi de analizat aici, în primul rând, dacă avem continuată pe fiecare dintre cele trei legi, codul vechi, codul nou, codul nou cu adendumul de la Curtea Constituțională, și când alegem forma continuată pe o lege sau alta, automat trebuie să o alegem împreună cu tratamentul sancționator care vine automat din el. Bun, mai sunt numeroase alte discuții, dar deja văd că am depășit termenul, știu că urmează masa, așa că dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă stau la dispoziție. Îmi cer scuze că am mers poate într-un rit cam alert, vă stau la dispoziție și acum, și astăzi, și mâine, în funcție de întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Potrivit programului, avem acum o